Seriile filmului românesc vă oferă prilejul să reveniți în actualitate cu rolul din Pădureanca. Ce emoții vă încearcă aici? Emoții sunt multe, dar în mod special e o foarte mare bucurie, pentru că nu se întâmplă foarte des ca un film să reziste atât de mult timp. A fost o probă pentru noi toți cei care am fost în distribuție pentru domnul Nicolae Mărcinanu, regizorul filmului, pentru că observ că de fiecare dată când este dat pe vreun post de televiziune sau participăm la vreo proiecție în cadrul unui festival, lumea vine cu mare drag și îl vede cu bucurie, aprecierile sunt extraordinare, mesajele pe care le primesc. Și ce să zic, faptul că lumea mă strigă pe stradă în continuare după 30 de ani Pădureanca e copleșitor. Diferă lumea filmului de atunci cu lumea filmului lui de astăzi? Diferă pentru că, în primul rând, atunci se făceau foarte multe filme. Erau peste 30-35 de producții pe an, dintre care nu toate erau despre comuniști, așa cum se spune acum. Scăpau destul de multe filme pe an bune. Toți actorii aveau de lucru, ceea ce era un lucru absolut minunat. Actorii tineri, ca și în cazul meu, studenți, aveau șansa să debuteze, să-și facă mâna, să câștige experiență. Plus că mai era un lucru, fiind toate subvenționate de către stat, nu se punea niciodată problema de buget, se puteau face filme de epocă cu decoruri impresionante, cu costume, cu distribuții mari. Acum, în economia de piață, este destul de complicat, așa cum l-ați auzit aseară spunând și pe Cristi Mungiu. El s-a chinuit să facă un film ușor de epocă, având în vedere că eram deja după Revoluție, să recreeze un moment dinainte de 89, având foarte puțin bani la dispoziție. Și timpul de lucru era mult mai mare față de acum. O producție ținea undeva de la 8 săptămâni în sus. Noi la Pădureanca am filmat aproape 3 luni de zile în deplasare. Vă dați seama cât ar costa un film să-l faci în zilele noastre. Lucrurile astea s-au schimbat. Totul e mai pe repede înainte. Costurile sunt din ce în ce mai mari. Și poate din cauza asta nici posibilitatea regizorilor tineri de a se duce către subiecte cât mai variate le e îngrădită dintr-un bun început. Poate ar putea să facă un film sau niște filme de epocă colosale, dar având în vedere că banii se strâng greu, sunt, niciodată nu sunt destui, iată că și în creativitate au niște opreliști. Nu pot să se desfășoare poate atât cât ar voi și cât ar putea datorită talentului lor. Și din acest motiv apare poate și o diferență între garda veche și garda nouă din cinematografie? E, nu știu, asta cu garda veche, garda nouă, să știți că depinde foarte mult și de caracterul omului. Pentru că nu degeaba îl dau de exemplu pe Cristi Mungiu și l-avem aici și pe Nae Caranfil. Mă rog, Nae Caranfil, să zicem că este undeva între garda veche și garda nouă. Dar ține foarte mult de caracterul omului. Și cred că disensiunile astea între generații apar nu neapărat în, sau nu numai în profesia asta, apar peste tot atunci când oamenii sunt ușor diferiți și își găsesc tot felul de motive de a împărți ceva care n-ar trebui să fie împărțit, din punctul meu de vedere. Vă mai găsiți cu rolul, regăsiți cu rolul important în cinematografia de astăzi? Din păcate, nu. Din păcate, am cunoscut foarte puțin regizori din generația tânără. Așa s-a întâmplat, nu știu din ce motive. Și chiar îmi pare rău că au trecut și trec anii fără să mai am șansa de a mă întâlni din nou cu un film pe care să-l iubesc, cu un personaj pe care să-l iubesc, dar speranța moare ultima. Eu mă simt încă tânără, încă sper să mai am niște ani înainte.
înainte. Și cine știe, poate că nu sunt la vârsta potrivită, poate că atunci când voi căpăta mai multă experiență și ceva, mai multe riduri și niște fire de păr alb, să fiu solicitată. Înțeleg că nu aveți niciun proiect pe termen mediu și... Nu, 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 și nu am de foarte multă vreme niciun proiect, din păcate.